Obiecte pentru că anul 2025 vine cu majorări de alocații și de salarii. Ministrul Muncii a anunțat că alocațiile copiilor vor crește de la 292 de lei la 322 de lei, iar salariul minim brut va ajunge la 4000 de lei. Proiectul a trecut deja de Senat și urmează să ajungă la Camera Deputaților. Este alături de mine cu toate datele colega mea Georgiana Iuzic. Te ascultăm, Georgiana. Bun găsit tuturor! Ministrul Muncii a anunțat că alocațiile copiilor vor crește de anul viitor cu 10,4%. Asta înseamnă că cei care au peste 2 ani vor avea o creștere de la 292 de lei la 322 de lei. Asta înseamnă o creștere de 30 de lei. Dacă ne uităm la copiii cu nevoi speciale, aici vorbim de o creștere de la 719 lei la 793 de lei, o creștere mai consistentă, undeva la 74 de lei. Însă nu doar alocațiile vor crește, ci și salariul minim european. Ei bine, vedem că este deja un proiect care a trecut de Senat, urmează să ajungă în Camera Deputaților, iar acest proiect prevede o creștere de la 3700 de lei la 4100 lei brut, adică o creștere de 10,8%. Însă, dacă este să vorbim de net, aici creșterea nu este atât de mare. Vorbim de o creștere de mai puțin de 100 de lei, de la 2363 de lei la 2450 de lei. Important de precizat este că ministrul Muncii a spus că înainte ca acest salariu minim să crească, va avea negocieri atât cu patronatele cât și cu sindicatele.